Opinia mea, zic că nu merită comentate. Fiecare hotărăște ce face cu el, se uită în spate, privește către viitor. Eu, unul, îi cunosc și trecutul, îi cunosc și prezentul domnului Ursaciuc, dar nu înțeleg viitorul. E neclar pentru asta sau e foarte clar și nu înțelege de ce acționează el așa? Nu, pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Nu înțeleg viitorul raportat la ceea ce vrea să fac. Imaginați-vă că dacă, într-un mod halucinant, domnul Ursaciuc, care e și președinte de organizație, orice membru al Partidului Național Liberal poate face o contestație la Biroul Politic Național, iar aceste alegeri vor fi anulate. De ce nu faceți să mai organizează? Am spus, în Partidul Național Liberal există democrație. La Suceava, orice membru își poate permite să își dorească orice, atâta vreme cât statutul îi permite. Dar